Hristos a înviat, dragii mei, mă aflu într-un loc minunat, Mănăstirea Calipetra, Panagia Calipetra. Iar aici este spinul care, unul din cele 33 de spini care au intrat în creierul Mântuitorului Iisus Hristos. Acest spin m-a vindecat pe mine, mi-a vindecat plămânii după ce am murit de COVID, 45 de minute și am revenit la viață. Plămânii mei au fost refăcuți ținând în brațe acest spin. Deci acesta este spinul, unul din cei 33 de spini care au intrat în creierul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este. Așa, dragii mei, vreau să vă spun câteva lucruri frumoase. Să vă spun câteva lucruri frumoase. Vreau să vă spun că am ajuns, mi-aduc aminte, în această mănăstire și ajungând în mănăstire, Părintele Palama mi-a dat spinul să-l țin în brațe. Părintele Palama este starețul acestei mănăstiri. Este un om cu totul deosebit. Un om minunat, Părintele Palama. Dacă aveți ocazia să ajungeți la această mănăstire, Panagia Calipetra, ar fi minunat, pentru că este chiar aici întâlniți oameni minunați în această mănăstire. Părintele Palama mi-a dat să țin în brațe spinul. L-am ținut în brațe, l-am ținut o jumătate de oră în brațe. Și am simțit cum din spin ies ca niște raze de energie, raze, care au început să lucreze în plămâni. Și simțeam efectiv cum plămânii mei încep să se desfacă. Deci aceasta nu a putut să fie decât lucrarea dumnezească. Mi-aduc aminte că am dat și celor care erau cu mine, celor care erau împreună cu mine, eram cu nepoțelele mele și le-am dat și lor să țină Sfântul Spin în brațe și nepoțelele, având probleme cu rinichii, au simțit exact aceleași raze pe care le-am simțit și eu, care se duceau la rinichi, efectiv. Se duceau la rinichi. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a vindecat de, ușor m-a vindecat de plămâni, pentru că eu, după cum știți, atunci am intrat în coma, am murit 45 de minute din cauza COVID-ului. Da. Știți ce am pățit, cum așa și Dumnezeu m-a readus la viață, dar plămânii mei nu erau refăcuți. Și iată că aici la mănăstire Hristos Dumnezeu a binevoit prin acest spin așa, ca să mă fac bine. Ca să mă fac bine. Slavă lui Dumnezeu. Să mă fac bine. Da. Și în această mănăstire există o paternitate duhovnicească extraordinară care pornește de la Părintele Iosif Vatopedinu. Da. Părintele Iosif Vatopedinu. Vi-l arăt acum pe Părintele Iosif Vatopedinu. Aici. Uitați-l. El este tatăl spiritual al Părintelui Efrem din Arizona. Și Părintele Efrem din Arizona este tatăl spiritual al starețului Efrem. Uitați-l aici. Starețului Efrem de la Schitul Sfântul Andrei din Sfântul Munte, care ține de Vatoped. L-am cunoscut personal, am stat amândoi în aceeași chilie în Arizona.
la Părintele Efrem. Aici este mitropolitul meu, mitropolitul Panteleimonos, care m-a hirotonit. Vedeți, el este mitropolitul care m-a hirotonit. Eu de aici mi-am luat hirotonia și succesiunea apostolică. De aici, din Veria, am pornit pe acest drum. Și iată, aici sunt monahii care au adormit în Domnul. Am să vă arăt monahii care au fost în schit. Și aici este Părintele Palama. Este reprezentată o minune. Sfinții părinți Ioachim și Ana au venit în chip de doi bătrânei la această mănăstire ca să ajute mănăstirea. Și au dispărut în altar și n-au mai apărut. Ei fiind, au venit în chip de bătrânei în această mănăstire ca să ajute mănăstirea. Da. Uitați-vă ce frumusețe este aici. Da. Aici este icoana făcătoare de minuni. Hirotesia, exact. Așa e, Părinte Mihai. Hirotesia. De aici o am. Sau punerea mâinilor. Da. Uitați-vă. Da. Este minunat. Și vreau să vă povestesc așa la o cafeluță. Să stăm la o cafeluță aici. Așa. Cu părinții noștri dragi și să vă povestesc așa câteva lucruri frumoase. Da. Tine Fisas Christos Anesti. Amin. Binecuvântați, Hristos a înviat. Da. Să vă povestesc așa în câteva cuvinte cum Dumnezeu a lucrat. Și Părintele Stareț, Părintele Palama, este cel care, atunci când am început să fiu prigonit din cauza mărturisirii pe care am început să o fac, din cauza scrisorilor împotriva monofizitismului, da, pe care le-am scris către Biserica Ortodoxă din România, pentru a se reanaliza problema aceasta, și în momentul în care am deranjat foarte mult entitățile, ca să le zic așa, bisericești. Da. Cum ai spus? Entitățile scolastice, da. Deci, Dumnezeu a lucrat și Părintele Palama, în momentul în care mi s-a cerut să-mi cer iertare pentru faptul că sunt ortodox. Da? Adică, pentru că am scris acele scrisori împotriva monofizitismului și le-am publicat, să scriu o scrisoare de iertare. Eu am zis că nu pot să-mi cer niciodată iertare pentru că sunt ortodox. Și mi-aduc aminte că am venit aici la mănăstire, era într-o duminică, am venit aici la mănăstire și Părintele Palama, de față cu 1000 de oameni, la predică, a spus un cuvânt foarte puternic și a spus așa: Părintele Matei este în adevăr, iar al nostru stăpân este în minciună. Înțelegeți? Da. A spus asta de față cu toată lumea. Apoi, în acel moment, pentru că am fost cu mitropolitul Serafim al Pireului în România și au fost ținute acele predici puternice împotriva masoneriei, împotriva ecumenismului, Patriarhul Bartolomeu a hotărât să fiu exilat, să fiu mătrășit, să fiu... Da. Și mitropolitul nostru a pus în aplicare lucrul acesta și atunci mi-a interzis să mai slujesc și să mă împărtășesc. Dar am venit aici și Părintele mi-a pus epitrahilul de gât și mi-a dat Sfânta Împărtășanie spunând această mărturisire, lucru pe care l-a costat foarte mult, pentru că... După aceea, Părintele a intrat în procese. În procese. Înțelegeți? Adică, i s-au intentat procese false ca să fie scos afară, să fie... Deci a fost persecutat pentru mine. Da? Pentru mine. Da? Cine eram eu? Un prezbiter din Veria. Dar pentru că am spus adevărul și acest adevăr a durut până la Patriarhie Ecumenică, iată că Părintele nu a putut să rabde minciuna și a spus adevărul de față cu toți, lucruri care l-a costat foarte mult. Dar iată că și acum se luptă. Și iată că există părinți mărturisitori
care, deși n-au întrerupt omenirea, totuși, inima lor e ortodoxă. Au cuget ortodox. De aceea nu putem să aruncăm la gunoi pe nimeni. Da? Din cei care au cuget ortodox. Este extrem de important să spunem lucrurilor pe nume. Așa cum sunt. Da. Așa că Dumnezeu a rânduit. Apoi, bineînțeles, după cum știți, am fost luat la Pireu și am fost făcut protoprezviter la Pireu de către Mitropolitul Serafim al Pireului și am continuat acolo să mă ocup de să creăm comunitatea românească de la Atena, de la Pireu și să facem toată misiunea pe care am făcut-o, inclusiv lupta împotriva mincinosului sinod din Creta, pe care am făcut-o cu ajutorul Mitropolitului Serafim al Pireului, cu sprijinul său și cu binecuvântarea sa. Apoi, știți toate aceste povești, le-am spus de mai multe ori. După cum ați văzut, am pus o parte din documentele mele de eliberare canonică, le-am pus pe internet public, pe Facebook, ca să le vadă oricine. Da? Pentru că umblă foarte multe calomnii la adresa mea, pentru că atunci când spui adevărul, ești calomniat. Da, ce să facem? Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, având adevărul de partea noastră, având sinceritatea și adevărul de partea noastră, minciuna are picioare scurte și calomnia are picioare scurte. De aceea noi nu încercăm să facem altceva decât să spunem adevărul așa cum este. Chiar dacă pe unii doare, nu-i doare. Am vorbit despre oastea Domnului, am dat anatema această grupare parasinagogală. Este o realitate. Știm că Mitropolitul Longin face parte din această grupare, susține. Ne pare rău pentru el. Dorim întoarcerea lui. Să-și dea seama că se află într-o înșelare această oaste. El trebuie să se lepede de această oaste. Da? Este un lucru greșit că se află în această oaste. Ne rugăm lui Dumnezeu să lase această oaste și să fie curat mărturisitor, fără să amestece nectarul mărturisirii cu tot felul de lucruri care sunt ale demonilor. Da? Pentru că sunt tot felul. Unii sunt cu oastea Domnului, alții sunt cu cipuri, alții sunt cu anticipismul, da? Fanatic, cum se numește. Alții sunt cu apocalipsa, apocaliptismul, da? Alții sunt cu Nil Dorobanțu, alții sunt cu Arsenie Boc, alții sunt cu acel călugăr de la Frăsinei, Ghelasie. Adică fiecare vine cu un balast. Balastul acela, orice mărturisire fac aceștia, acel balast îi trage înapoi. Și noi în Ortodoxie nu avem idoli. Da, anatema sinodului de la Creta, Părinte Mihail Negrean, sărumâna, știm că ați oprit de curând pomenirea și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Vă mulțumim că ne-ați trimis și documentele care atestă clar că, din păcate, ierarhii Bisericii Ortodoxe Române acceptă sinodul din Creta ca fiind oficial sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Este împropriat pentru că Sfinția voastră a fost așa zis caterisit pentru că nu susțineți sinodul din Creta. Ceea ce este extrem, extrem de grav. Deci nu este, așa cum spun unii părinți, Părintele Calistrat sau Teologos de la Muntele Athos, cum că sinodul din Creta putem să-l îngropăm, că nu-i nimic, că a fost un sinod prost, dar nu influențează pe nimeni. Uitați că sunt oameni, sunt prezviteri, care în momentul în care arată, scot gunoiul de supreș și vor să-l pună la coșul de gunoi al istoriei și nu să-l lase supreș, sunt excomunicați, sunt scoși, li se întâmplă toate aceste lucruri urâte. De aceea, dragii mei, trebuie să mărturisim. Da, trebuie să mărturisim. Mă întreabă cineva pe Ghelasie de la Frăsinei, l-ați cunoscut? Da, l-am cunoscut. Și numai că l-am cunoscut, dar am citit din opere, am citit din ceea ce spune și am ascultat ceea ce spune și, din păcate, acolo este o mare înșelare. Se vorbește de isihazmul românesc, adică isihazmul este unul singur. Este un singur isihazm, este isihazmul pe care îl descrie Sfântul Grigorie Palama. Nu există isihazm românesc, rusesc, bulgăresc, chinezesc. Există un singur isihazm, da? Și lucrurile acestea, după cum știi, le demonstrăm. Pe lângă aceasta, amestecul acela cu yoga, cu toate acele nebunii, pâinea harică, clisma și așa mai departe, nu arată, mă iertați, nu arată o claritate a minții, ci din contră, o întunecare a minții. Așa că noi spunem lucrurilor pe nume. Dacă vă doare, dacă sunteți idolatri, fie că sunteți de Boca, fie că sunteți de Dorobanțu, fie că sunteți de Longin, fie că sunteți de Ghelasie, îmi pare rău pentru voi.
Dar dacă o să rămâneți în această idolatrie, o să rămâneți în orbire sufletească, da? De aceea să deschidem ochii și să avem discernământul duhovnicesc, să luăm ce e bun de la fiecare, ca o albinuță, da? Dar ceea ce e rău, să arătăm că este rău, ca să nu cădem în acel rău și să nu idolatrizăm pe nimeni în lumea asta. Singurul Dumnezeu este Iisus Hristos. Singurul Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul Său, Logosul întrupat, și Duhul Cel Sfânt. Pe acesta îl cinstim, pe acesta îl slăvim, nu pe altcineva. De aceea să avem grijă să nu spunem, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos. Oare s-a răstignit Pavel pentru voi? Nu? Deci, haideți să vedem, să nu ne mai împărțim în grupuri, grupulețe, și să fim toți uniți în Biserica lui Hristos și să lăsăm la o parte rătăcirile care ne despart. Aceasta este realitatea pe care vă spun de aici, de la Mănăstirea Calipetra, pe care vă transmit cu drag, cu binecuvântarea acestui loc, acestei mănăstiri, acestei icoane făcătoare de minune a sfinților care sunt aici. V-am arătat, suntem, noi credem în sfinți, credem în sfintele moaște, credem în lucrarea sfinților, dar nu idolatrizăm pe nimeni, nu transformăm nimic în Dumnezei. Da? Dumnezeu nu își împarte slava sa cu nimeni, spune la un moment dat, ci Dumnezeu este Cel care ne proslăvește pe noi prin energiile sale necreate. Dacă înțelegem teologia energiilor necreate pe care a expus-o sau a formulat-o Sfântul Grigore Palama la sinodul al IX-lea ecumenic, atunci înțelegeți despre ce vorbesc. Altfel, rămâneți romano-catolici, rămâneți scolastici. Vreți să fiți romano-catolici? Rămâneți în acel stil de gândire idolatru. Vreți să fiți ortodoxi? Mergeți pe linia aceasta să înțelegeți lucrarea energiilor necreate, că Duhul Sfânt lucrează toate în toți, da? Duhul Sfânt este Cel care ne îndumnezeiește, ne duce la adevăr, da? Nu noi, nu puterile noastre, nu intelectul nostru, nu putem idolatriza pe nimeni, pentru că noi vedem lucrarea Harului Duhului Sfânt, care este necreată, da? Este necreată această lucrare a Harului Duhului Sfânt. Nu stă nici în pâinici harice, cum zicea Ghelasie, nici în alte lucruri. Acest Har al Duhului Sfânt îl vedem lucrător prin moaștele sfinților, îl vedem lucrător prin ierarhia bisericii, îl vedem lucrător în toate rugăciunile bisericii, așa, ca să ne îndumnezeiască pe noi. Da? De aceea, haideți să lăsăm toate lucrurile care sunt balast și să ne apropiem de Hristos, Dumnezeu. Da. Și lucrurile atunci sunt simple. Dacă îl avem pe Hristos, ca și călăuzitor al vieții noastre, lucrurile sunt simple. Dacă nu, lucrurile devin complicate. Și cădem într-una sau în alta din înșelări. Da. Nimeni nu este fără de greșeală, nimeni nu este fără de păcat. Dar întotdeauna, chiar dacă ne înșelăm, și eu sunt primul care mă pot înșela în orice, mintea mea este strâmbă, bolnavă și nebună, dar întotdeauna trebuie să demonstrăm că m-am înșelat sau că nu m-am înșelat, nu? Adică dacă m-am înșelat, în ce m-am înșelat? Dacă nu m-am înșelat, de ce nu m-am înșelat? Adică, după cum ați văzut, întotdeauna vorbim pe adevăr, da? Demonstrăm, să vedem dacă este adevărat sau nu. Ne consultăm cu duhovnicul, cu părinți, așa, să vedem dacă experiența este aceeași, dacă există această experiență în Duhul Sfânt. Dacă nu există, atunci este o problemă. Da. Noi trebuie să rămânem în lucrarea Duhului Sfânt și să spunem adevărul așa cum este El, chiar dacă doare. Atunci când Părintele Teodor Ozisis a spus că Sfântul Paisia Ioritu a fost influențat de călugări care au fost influențați de neoprotestanți legat de codurile de bare și cipuri, nu a convenit nimănui lucrul acesta, nu? În România. Dar Părintele Teodor Ozisis a spus un lucru cu tot riscul de a nu fi popular. Da? Nu a făcut ce a făcut Sava la Vriotu, care și-a dat foc la buletin, la pașaport, așa ca să arate că el e anticip și el era jucat duplicitar, nu? Și a spus adevărul, bărbătește, cum stau lucrurile. De aceea, noi nu putem, de dragul sensibilităților, idolatriilor unor oameni, să-i lăsăm nevindecați. Da,
poți să te pierzi și să te duci în lumea ta, dar lucrurile trebuiesc decantate. Și decantăm lucrurile. Doamne ajută, Hristos a înviat!